Valentin Velcea a păstrat doar câțiva jucători din vechiul lot al Recașului. Restul fotbaliștilor au luat drumul altor echipe, divizionare C sau chiar echipe de Liga a doua. Asta a fost și soarta lui Chivoiu, jucător care nu a mai fost păstrat de Velcea și evoluează în prezent pentru FC Baia Mare. Fotbalistul și-a revăzut colegii la meciul de sâmbătă de pe Dan Păltinișanu. Enciu s-a bucurat să-și revadă fostul cu echipier. Mă așteptam să-l văd. Da, nu prea am avut eu dueluri cu el. Eu am avut cu fundași centrali. A fost foarte frumoasă pentru mine.